Eu sunt investitor în piețele financiare de mai bine de 7 ani și de-a lungul timpului am învățat lucruri pe care aș fi vrut să le știu în momentul în care m-au apucat de treabă. Tocmai din cauza aceasta, astăzi o să-ți arăt și ție trei din aceste secrete pe care aș fi vrut să le cunosc și eu în momentul în care m-am apucat de investit. Te salut, Cristian Trăbuiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi vom discuta despre trei lucruri pe care aș fi vrut să le cunosc în momentul în care m-am apucat de investiții. De unde am învățat aceste lucruri? Păi am învățat de la cei doi magnifici, de la Warren Buffett și Charlie Munger. Unul dintre ei, din nefericire, Charlie Munger ne-a părăsit între timp. Warren Buffett a rămas printre noi să ne învețe în continuare cum se fac investițiile. Ambii sunt doi dintre cei mai cunoscuți investitori la nivel global și sunt cei care ne-au adus cea mai multă claritate în această lume investițională. Și dacă îți plac aceste videouri pe care le fac, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like. Abonează-te la canal și apasă și clonțopelul astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Și haideți să facem un exercițiu. Să discutăm despre achiziția lui Warren Buffett a companiei Coca-Cola. Când a început el să facă această achiziție? Păi în 1988, fix în anul în care m-am născut eu. În anul în care eu m-am născut, părinții mei nu cumpărau acțiuni la Coca-Cola, Warren Buffett da. Haideți să vedem ce se întâmpla cu Coca-Cola în 1988. Păi, în 1988, prețul acțiunii la Coca-Cola era de 2,4 dolari. Atât a costat acțiunea în 1988. Și în acest an, Warren Buffett a cumpărat 1 milion de acțiuni la Coca-Cola la prețul de 2,4 dolari pe acțiuni. Asta înseamnă că el a investit în 1988 2,4 milioane de dolari. În 2024, el în continuare are acțiunile la Coca-Cola. Și în 2024, nu mai costă 2 dolari, 2,4 dolari, costă 59 de dolari. Și între timp oferă și un dividend de 1,9 dolari pe acțiuni. Și în 2024, în continuare, Warren Buffett are 1 milion de acțiuni, doar că astăzi costă 59,34 de dolari pe acțiune. Asta înseamnă că investiția lui inițială astăzi valorează 59 de milioane de dolari. Adică din 2,4 milioane în 59 de milioane. Și o să spui, mamă, ce investiție bună, da, dar aștepți 35 de ani să ai astfel de câștiguri? Nu neapărat. De ce? Pentru că Coca-Cola oferă și un dividend. Am spus că oferă un dividend de 1,94 dolari pe acțiune pe an. Asta înseamnă că în fiecare an, Warren Buffett obține 1,9 milioane de dolari doar din dividend. Deci doar din dividend 1,9 milioane de dolari. Asta rezultă că la 1,2 ani, la fiecare 1,2 ani, adică mai puțin de 2 ani, își recuperează investiția inițială doar din dividend. Dar deci Warren Buffett nu este atât de mult de interesat de aprecierea prețului pe acțiune, cel puțin nu la Coca-Cola, ci este mai mult interesant de acest dividend uriaș pe care îl primește astăzi, el reușind să-și recupereze la fiecare 1,2 ani investiția inițială. Doar că ce trebuie să luăm noi în calcul este că Warren Buffett nu a cumpărat 1 milion de acțiuni la Coca-Cola, sub nicio formă. Nu. El deține 9,1% din această companie, adică are 400 de milioane de acțiuni. Dacă el are 400 de milioane de acțiuni, în fiecare an obține doar din dividend 776 de milioane de dolari. Și în realitate, așa poți să-ți răspunzi la întrebarea de cum a ajuns Warren Buffett unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Păi în fiecare an, fără să facă absolut nimic, obține 776 de milioane de dolari doar din dividend, neluând în calcul aprecierea prețului pe acțiune. Și atunci, la astfel de investiții, în mod inevitabil apare întrebarea ce șanse am eu în imobiliare, care imobiliarele sunt cele mai cunoscute și cele mai apreciate investiții în România, ce șanse am eu să îmi recuperez investițiile în imobiliare în 1,2 ani, cum face Warren Buffett cu investiția pe care a făcut-o în Coca-Cola? Păi, el are și niște reguli. Și aceste reguli spun în felul următor. Prima regulă este să cumperi companii foarte bune. Ce înseamnă companii foarte bune? Păi, o companie care are profituri în creștere, care are cererea din piață în creștere și o echipă de management extraordinară. Aceste trei lucruri le iau și eu în calcul în momentul în care îmi fac analiza pe companii.
Probabil că ai observat că și eu, în acel tabel uriaș, unde îmi fac analiza pe fiecare companie în parte, mă interesează echipa de management, dacă este o echipă de management bună, dacă profitul este în creștere, dacă cererea este în creștere, astfel încât să pot să fac o prognoză pe 3-7 ani. De unde am învățat aceleași lucruri? Păi de la Warren Buffett și de la Charlie Munger. Dacă pentru ei a funcționat, înseamnă că și pentru mine poate să funcționeze aceeași strategie și să-mi aducă rezultate asemănătoare. A doua regulă este să nu faci nimic. Da? Deci, prima regulă este să cumperi companii foarte bune, a doua regulă este să nu faci nimic. De ce? Păi de asta ți-ai angajat o companie atât de bună. Pentru că în momentul în care tu alegi să investești într-o companie, practic, oamenii din acea companie lucrează și pentru tine. Asta înseamnă investiție. Tu cumperi la propriu angajați. Asta faci în momentul în care alegi să investești într-o companie. Doar că tu trebuie să înveți cum să găsești aceste companii foarte bune. Da? Deci regula este simplă. Cumpără companii foarte bune, apoi nu fă nimic, doar că trebuie să înveți cum găsești aceste companii foarte bune. Mare atenție, este una dintre regulile cele mai importante. Apoi, bineînțeles, ajungem și la regula numărul 4, care spune că majoritatea românilor este blocată la pasul 0. Care este pasul 0? Pe aia numele convingerile limitative. O convingere care spune în felul următor. Bursa este un joc de noroc. Și în condițiile în care majoritatea românilor consideră că bursa este un joc de noroc, păi mai departe de aici, unde mergi? Nu ai unde să mergi mai departe de aici. Dacă bursa este un joc de noroc, ea o să te trateze ca la păcănele. Atunci nu trata bursa ca pe un joc de noroc, tratează-o ca ceea ce este cu adevărat, și anume locul în care tu poți să investești în companii extraordinar de bune, care te duc în punctul în care să-ți recuperești și tu investiția inițială în 1,2 ani.